Hei, salut, mă numesc. Hei, salut, mă numesc Iura Șeveliura. Noroc, prieteni, încercați să ignorați cantitatea de păr din acest video și concentrați-vă asupra cantității de înțelepciune. Eu mă numesc Andrei Bolocan, produc emisiunea Lumina, coproduc Internetul Grăiește și astăzi vreau să vă invit să urmăriți ceva și n-am mai făcut până acum. M-am apucat să-mi sun prietenii. Nu doar pentru că așa recomandă psihologii acum, pe timp de pandemie, valoarea emoțională unei convorbiri video e mult mai mare decât până la pandemie, dar și pentru că majoritatea, de fapt, toți prietenii mei sunt mult mai deștepți ca mine. Respectiv, m-am apucat să-i întreb cum trec ei peste această criză, peste aspectul sanitar, economic al ei, emoțional, cum fac față ei anxietăților, fricilor, cum fac față ei veniturilor scăzute, joburilor pierdute. Și am hotărât să împărtășesc și cu voi aceste discuții. Sper că îmi va reuși să scap, să mă dezbaier de toate mijdusăboicicurile, de inside jokes-urile din discuție, așa încât voi să nu credeți că greți doi druși și nici măcar nu observă că lumea îi ascultă. Și în același timp sper să găsiți măcar ceva părți utile în aceste discuții. Tare m-aș bucura să lăsați părerile voastre mai jos în comentarii, să urmăriți această discuție până la urmă, pentru că și la urmă mai am o rugăminte, o întrebare la voi. Prima discuție de acest gen este cu un prieten mai vechi de-a meu, se numește Arcadie Cotruță. El împreună cu soția administrează o tabără de vară pentru copii și așa cum vă dați seama, o tabără de vară pentru copii, pe timp de pandemie, funcționează de o leacă altfel. Și cum altfel ne va explica Arcadie. Eu vă doresc audiție, vă doresc vizionare și vă doresc plăcută. Încă o dată. Ok, hai să dăm startul. Dă-i, dă-i fuial, dă-i, data asta să prânească. Dubla numărul 8. Foarte bun, foarte bun. E liniște, copiii dorm, nimeni mai face caca, ușa închisă. Foarte bine. Arcadie. Da. Eu te-am sunat și am decis să vorbesc cu tine pentru că tu ești un prieten apropiat. Și un prieten apropiat la nevoie se cunoaște. Acum în lume, pe planetă, e nevoie mare. Și că e interesant cum faci tu față acestei nevoi, cum faci tu și familia ta față acestei nevoi, afacerea ta. Și poate din experiența ta am putea lua și culege înțelepciune ca să împărțim și la ceilalți. Nu, cam asta okay, e. Andrei, la revedere! Ok, Andrei, dă să-i dăm foială. De data asta eu cred că știi, dar eu ne-am dat seama că noi atât am grăit ultimele deți, încât am eu definitiv sigur despre ce vreau să-ți spun. Da, că eu am adunat tot adevărul lumii și tot cunoștința care se află în mine și în jurul meu și pot să-ți vorbesc despre niște chestii serioase. Tu vrei eu să te întreb să vorbești? Doar tu. Bă, tu dacă vrei să mă întrebi, mai bine ridică mâna, știi? Okay. Și hai, eu hai, să-ți hai. Dau voie ca tu să mă întrebi, știi? No, uite, eu povestesc celor care ne urmăresc. Tu ai întrebat, bă! Povestește celor care ne urmăresc mai întâi și tu te ocupi, ca ei să-și dai seama de ce eu am de ce să te sun pe tine. Noi facem tabere de copii cu soția mea de 13 ani deja. Tabere care în preponderent pun accentul pe limba engleză și studierea limbii engleză cu nativi, cu oameni care vin din state, din Anglia, din Australia, din Africa de Sud, pentru că engleza este diferită și accentele sunt diferite. Dar de asemenea tabere care schimbă copiii în a deveni un fel de change makers, nici nu știu cum se traduc asta, un fel de oameni care cred că au puterea de a schimba lumea. Și că noi nu știu cum facem asta, dar noi o facem deja de mulți ani, în care le dăm instrumentele și oamenii și suportul și căldura și motivația și o mulțime de alte chestii și împingem ca ei să facă lucruri care schimbă viața lor și schimbă uneori viața comunității din jurul lor și în fond schimbă lumea. Voi reușiți să trecuiți, așa ne-am părut o întrebare, voi reușiți să urmăriți cum unii din copii devin lideri sau poate din potrivă?
Știi, chestia nu e acest concept de lider, noi îl folosim, eu cred în conceptul de lider, dar el este atât de utilizat în ultimul timp de către fel de fel de ONG-uri și mese rotunde și organizații de tineret și numai cine nu vorbește că noi vrem să fim lideri. Conceptul nu tot timpul este în a fi lider. Eu mai tare cred în conceptul de colaborare, de a lua responsabilitatea pe domeniul în care ție ți-a fost atribuit sau tu l-ai acceptat, dar de a colabora cu alți oameni. Și eu cred că noi trăim în așa timpuri în care viața a devenit colaborativă. Eu stau amul acasă și colaborez cu încă 15 oameni apropiați și cu încă 10-20 de oameni care nu stau în Ucraina sau în Europa și noi creăm proiecte împreună, noi lansăm proiecte, noi facem business împreună, noi unii facem chestii sociale împreună. Și eu cred că despre asta e, despre colaborare și despre socializing și despre abilitatea de a fi tu, dar de asemenea de a înțelege aspectele grupului și de a te alătura la dânsele. Eu pot să dau exemple, cel mai ușor îi să dăm exemple despre ceea ce noi facem în tabără. De exemplu, unul dintre exemplele mele preferate este un proiect care, apropo, a avut loc cu participarea Nataliei Gârbu, când a fost la noi în tabără ca curator al unui proiect. Natalia Gârbu e fotografă din Republica Moldova? Da, da. Proiectul s-a început cu o idee simplă, de ce sătucul în care noi facem tabără sub Carpați, sub Cernăuți, se numește Migovo. Și acești copii s-au dus să afle, deși Migovo se numește Migovo, s-au întâlnit cu bibliotecar, au grăit despre arhivii istorice și au găsit că destul de absurd. Se numește Migovo pentru că cineva a văzut că ștota daleko migala. Și au numit asta ca Migovo. Okay. Și s-au întors și au spus, nu știu să facem noi cu asta, știi? Și mi-a spus, băi, nu tare mult. Și am spus, dar pe alături noi am mai auzit că este un ansamblu de babușchi care cântă și populare și ele sunt de aici, din locul ăsta, din satul ăsta. Și noi ne înțeles cu dânsele să ne întâlnim la Casa de Cultură și să le filmăm, să le luăm un interviu. Și uite, Natalia Gârbu cu acești copii s-au dus la Casa de Cultură, acolo au găsit ușa încuietă, cum mardare spune, știi? Pentru că băbuțele s-au încuiat pe dinăuntru ca să repete. Oh. Și au ținut pe copii afară vreo 40 de minute până ele au repetat cântecele lor, după asta le-au dat drumul, ele erau frumos îmbrăcate în vășivancă, au vorbit despre sensul vieții, despre comunicarea și alăturarea din natură și le-au cântat. Și copiii vin înapoi și spun, băi, Arcadi, noi înțelegem deși muzica asta moare. Și eu zic, nu, că nu-i fan. Și zic, dar fășeți-o fan, mai aveți vreo 3 zile de tabără. Și e că copiii ăștia stau ultimele două nopți, au găsit alt counselor care era din Anglia, care știe o leac să lucreze în garage band și i-a ajutat să facă un fel de muzică electronică cu acest cântic etno care îl aveau aceste băbuțe. După care au încărcat acest cântic electronic pe iTunes și la vreo două luni după ce s-a terminat tabăra, cineva din Noua Zeelandă pentru $1.99 a cumpărat cânticul lor. Acești copii, când eu le-am scris că băieți, cum de împărțit banii, haideți să ne înțelegem și taxe plătim, cât și la cine se duce, plătiți voi la tabără pentru că v-am dat oportunitatea și platforma în care voi să creați asta, adică acest proiect. Și eu cred că asta este sensul unui proiect. Noi ne ocupăm cu proiecte la tabără, noi nu tot timpul știm și fel de proiecte să fie, dar acest proiect care s-a început la întrebarea de ce Migovo se numește Migovo, s-a terminat cu un cântec care cineva în Noua Zeelandă l-a cumpărat și el este în același timp și un proiect despre colaborație și un proiect despre de a implica comunitatea locală și un proiect în care ei învățat ce înseamnă asta să facă business și să creeze și să împarte dividende și le-a dat un sens în viață pentru că eu înțeles că tu poți împreună cu o echipă de copii și cu câțiva mentori care te ajută. Și eu numai decât să-ți dau ție link-ul la filmul care noi l-am făcut și la track-ul care copiii l-au făcut, poți să-l adaugi pe fundal aici, sau aici, cum zice Dude, aici să apară, știți? Noi facem așa chestii. În mare fond, ele parte, dar cum v-ați schimbat viața? De ce asta a schimbat viața?
Dar eu pot să garantez că acești copii, they have a story to tell. E ca știi cum, fix așa cum eu am o istorie să povestesc ție, ei au o istorie să povestească după asta când aplică la universitet și întreabă, dar în afară de note, ce ai mai făcut tu? Și pot să povestească despre această chestie în care fiecare din dânsul a fost responsabil de o parte aspect a acestui proiect. Și fiecare din dânsul a colaborat împreună ca să creeze ceva. Nu, a creat un track, l-a vândut, au comunicat cu aceste băbuțe, printre altele au hotărât că 50% să le întoarcă înapoi la băbuțe, pentru că ei se poate continua să cânte. Și asta un singur cumpărător a fost la track sau s-a mai vândut și la alții? Băi, în ultimii 3 ani a fost unul, dar uneori asta e de ajuns. Da, asta e unul mai mult decât tare mulți artiști, vreau să spun. Da. Asta sunt foarte fain. De asta noi facem așa fel de tabere sau făceam înainte și ne orientăm să continuăm să facem, dar situația o leacă s-a schimbat în ultimul timp. Și anume s-a schimbat. Ce face Amuia ca un administrator de tabără de copii? Ce face? Au mai rămas câteva luni câteva săptămâni până în vară. Trebuie de planificat, Arcadie, trebuie de trimis copii. Noi continuăm să planificăm că noi să facem tabere la vară. Noi ne dăm seama că noi să le facem dacă o să ni se permită de a le face. Sunt o mulțime de chestii legale și de așteptat, dar noi planificăm că organizarea de astfel de eventuri, da, în care nu există tare multă lume, în care întruniri, în care există un număr limitat de oameni și de staff și în care se respectă oarecare norme, chiar dacă ele nu o să fie legiferate, noi să le implementăm la nivel de cum se mănâncă, cum se gătește, de ce se întâmplă în cazul în care cuiva îi apare o temperatură sau o tusă și așa mai departe. Acestea sunt chestii la care noi ne gândim, în care avem armate întregi de oameni și de... Ca să-ți dai seama, taberele astea sunt fel de... Că știi, dacă tu crezi că școli sunt multe și profi sunt mulți, apoi ei lucrează 9 luni din an. E că 3 luni din an, când de fapt sunt taberele, plus încă vacanțele care noi mai facem, apoi asta e alt comunitate de oameni care se numesc camp people, da? Și ei sunt o mulțime. Și noi suntem în bord la o serie de organizații internaționale, de asemenea, despre camping și noi ne uităm la ce se gândește lumea, ne gândim ce putem să facem noi aici și noi planificăm să facem tabere. Între timp, noi facem tabere online. Cred că alt subiect care tu ai vrea să mă întrebi. Serio, de ce înseamnă tabere online? Asta înseamnă, voi filmați și copiii cum ei se adună și voi le vorbiți că e ca când ați și micul dejun, când ați și prânzul. Ca la tabăr de dezbatere de la Vadlui Vod, eu așa ți-am minte. Ia să cerim pe ei și ne vorbește, noi suntem pe scări. Nu, uite, exact. Adică tu de fapt, da, noi am fost amândoi la tabăra de dezbatere de la Vadlui Vod. Și imaginează-ți că atunci când noi trebuie să ne ducem, apare coronavirus, spuneau, băieți, nu vă puteți duce. Și tu ești ca închis acasă, nimeni nu-ți dă drumul afară, până când, asta încă e vară la noi era, deci nu era nici de educație la distanță sau teme pentru acasă și în general, toată ziua ta e liberă, da? Părinții stau acasă și tu pe dânsă îi bambești de dimineață până seară pentru că tu te vrei să strui ceva, să fărâmi ceva, să mănânci, cât îi mănânc, eu ne-am dat seama, știi? Să iasă afară, să duc înăuntru și mai departe. Și noi am creat o soluție în care noi eliberăm părinții de o mulțime de aceste responsabilități și le dăm la copii content care lor le place și pentru care ei vor să revină de zi în zi, pentru că ei fac ceva nou cu noi, se distrează cu noi, învață ceva nou. Și printre altele, tu ai vorbit despre dezbateri, primul meu proiect în cadrul acestui online camp a fost să fac prima competiție de dezbateri online. Nu, cel puțin eu am numit-o prima, pentru că eu n-am mai făcut altele și nu știu dacă mai sunt. Și eu am avut 70 de copii care au participat în turnamentul meu de dezbateri și eu mă conectam cu dânșii câte o oră pe zi în diferite grupe. Eu învățam tehnici de dezbateri, noi aveam teme de dezbateri, eu îi împărțeam în grupuri, îi aruncam în diferite breakout rooms în Zoom, după asta îi trăgem înapoi și noi am avut un campionat cu finală la care au participat o mulțime de copii și de părinții lor și care tot s-au uitat ce se întâmplă. Și asta este posibil, pentru că realitatea s-a schimbat, pentru că
lumea offline pentru ultimele două luni a dispărut și copiii sunt acasă, iau gadget-uri, ei vor să fie conectați la ceva care este o leacă mai interesant decât bredul ăsta care se întâmplă cu educația la distanță și cu temele pentru acasă care îi le primesc. Ok, dar asta deja lor nu le ocupă timp. E că mi-e curios cum tu reușești să convingi părintele. Clar, copilul probabil vrea să scape, da, de multitudine de mesaje pe Viber-uri, WhatsApp-uri, la 14 obiecte de la școală. Dar cum tu vii în viața lui și spui, hei, uite, eu îți mai dau și tabără. Trebuie să ai și temele făcute la școală și o tabără non-formală, faină, cu trainer de pe toată planeta. Sau voi, în general, cât de mult vă băgați în viața copilului și cât de mult voi vreți și părintele să participe la follow-up-uri și urmărit și trecuit cum el se descurcă la tabără? Noi nu vrem ca părintele să bage un follow-up. Noi vrem ca copilul la sfârșit de săptămână să spună că eu vreau să mai fac o săptămână de tabără. Aha. Și atunci la părinte e clar că ceea ce se întâmplă acolo este... it's worth it, da? Este valoros și costă banii și ei care ei nouă ne plătesc, care nu sunt mulți. Ok, tu vara ai Carpați, tu vara ai piscine, copilaș, contact fizic, ascultă da. Și cântic am eu în iTunes-ul meu, nu știu ce. Și mult tu îi aduni pe copii, cum tu și compensezi lipsa asta de atmosferă de vară și cum îi convingi să se întoarcă? Andrei, nu, tabără virtuală și tabără online nu este o tabără normală. O mulțime de chestii tradiționale, de vibe, de energie, definitiv nu e fix așa cum e acolo. Și eu nu cred că aș prefera să fac tabere online toată viața mea, pentru că acolo nu e unii, eu de asemenea mă regăsesc pe mine. Dar în condițiile în care o mulțime de copii stau acasă și trebuie să stai acasă și nu pot să iasă afară, și educația lor sau ziua lor arată ca cel mai boring moment din viață, adică în care ei trebuie să stea lipiți de cărți și să facă teme pentru acasă și bine dacă încă se mai conectează la vreun prof și superb dacă proful este interactiv și genial, că se repede se transforme în viața online și se poate inventa jocuri și challenge-uri și... Dar noi știm că asta nu. Eu am avut sute de copii care au trecut prin mine ultimele două luni și eu știu că ei sunt oripilați de ce se întâmplă, ei sunt obosiți. Și da, ei știu că încă câteva ceasuri de a fi online și de a vorbi cu mine sau de a avea o lecție de engleză cu un prof care lucrează sub metodologie care noi am creat-o sau să fac un masterclass, îi încă o leacă de timp în lumea online. Asta sunt copiii din Ucraina sau voi aveți și copiii din Moldova? Noi avem deja și copii din Moldova, avem și copii din Rusia, avem copii care sunt București, avem copii din Bulgaria. Noi facem în preponderent programa în limba rusă și engleză. De asta avem oarecare limitări. Eu știu că mulți din Moldova de asemenea au vrut să facem o programă în limba română și eu sunt gata să o fac în limba română. Asta nu este complicat, pur și simplu trebuie de adunat o oarecare masă critică de 10, 15, 20 de copii ca asta să aibă și un oarecare vibe înăuntru. Cum de făcut viața online să fie distractivă? Nu, e că despre asta noi lucrăm și noi încercăm să ne învățăm. Noi nu tot creăm singuri. Dar, de exemplu, eu am făcut un proiect în fiecare săptămână timp de ultimele 8 săptămâni. Adică eu lucrez câte o oră pe zi cu aceste grupe de copii. Uneori ele sunt mari, uneori ele sunt mai mici, nu te-ți vin, unii vin la lecțiile mele, alții nu, și asta tot e ok, știi? Dar eu am făcut proiecte, de exemplu, pe lângă turnament de dezbatere, eu am făcut un website care copiii l-au creat, în care ei își vând... sau și-au pus un preț pe aptitudinile lor. Cineva poate să rezolve un cubic Rubik, cineva poate să te învețe să desenezi, cineva poate să te învețe să montezi. Okay. Cineva știe cum să faci în tehnica miju, care eu nici nu știu ce e asta. Eu aș vrea să învăț să not prin Zoom. Tu cineva apropo, în Zoom... eu am avut un copil din Moldova care a zis, eu pot să te învăț să not. Și am zis, dacă n-am bazin la mine în casă, și el a zis, asta e ok.
Și eu nu știu cum el are de gând să facă, dar eu ne-am adus aminte că eu când am învățat să not, eu aveam uneori jumate din lecții, eu nu eram în bazin. Deci asta este despre puțin, te puneau jos și te învățau cum să respiri, te învățau și mușchi trebuie să contracteze și așa mai departe. Probabil dacă lumea face yoga prin online, apoi se poate învăța și din notat. La baza notului olimpic în Republica Moldova, tu știi că este principiul ăsta, dacă te înveți în not, să adăugăm și apă în basin. Это вешник. Это было Костю Жень, матинка, и ну, лабаза, ну, нотлый. Я сам тигр, как Костю Жень, нема бассейна. Абдезды, ультиму мео проект, Карелфак, саптамына, аста кнеатари не плакут, аста копки и локреат, сингур, но и саптамына трекут, ам факутум проект социал, ан кари копию десенат, шо факута о серии де кестии онлайн, видео, ши тикток, дэнсис, ан кари испыняо мулт сумеск докторилор, кари лукреазы ина часто периоады де коронавирус. Шо нынан коллаборат ко организации дин Украина, кари noi le-am trimis aceste desene și ei le-au trimis chiar la doctori, adică în mod real. Și asta a dat un, eu sper, un zâmbet pe fețele acestor doctori care real își riscă viața și sunt printre persoanele care sunt cel mai. Și după această săptămână, copiii au spus, băi, toate desenele astea noastre, că bă, să moară, că noi le-am trimis. Și am spus, fă ce aveți? Eu zis, da. Și cineva a spus, haideți să facem o galerie virtuală. De asta e că noi am lucrăm la un muzeu virtual în 3D, care noi îl creăm pe o platformă care aparent există pe artspaces.kunstart. Și noi creăm, noi ne-am creat deci câteva seli care au oarecare categorii și noi punem aceste tablouri. Și tu inserezi imaginea și poți călătorești pe acolo, da? Da, da, și tu pur și simplu mergi prin acest muzeu și tu pui scaune și îți vopsești pereții cum tu vrei. Stai, ia mai zi adresa o dată că eu să scriu. Artspaces.kunst Kunst, nu știu ce, mă, să termin după asta. Ok, hai să găsesc, ok. Și îți creează un fel de exhibition și galerii virtuale. Și să-i super, băi, adică copiii au spus că, toate desenele mele, eu am să le adaug în această galerie virtuală și eu deja n-am să mă tem că eu am să le pierd, știi? Și eu ne-am dat seama că copiii mei, noi avem copii, știi? Ei desenează o mulțime de crăcăleți de ăștia, știi? Și eu tot timpul zic, e că asta e arta, să-i arăt când și mai mare și face el când am avut 2 ani, 3 ani, știi? Cănește, noi mutăm casa, cutiile se duc, știi? Bona vine și se uită și desdem pe foc asta, știi? Și eu îmi dau seama că că eu am început să fotcănesc și să creez acest mega muzeu, știi, un fel de Prada Museum sau de ce mai este acolo. Și când ei să aibă 18 ani, eu să le dau parola și să le zic, iaca, arta voastră, făcut în săli diferite, pe perioade diferite, cu tam, stiluri diferite. Și voi inspirați și tot asta și în acest spațiu virtual în care ea se poate călători, sper eu deja cu ochelari 3D și să meargă super și în spate. Și eu cred că asta e super, adică, și asta tu poți creezi online, asta ție efectiv jumătate de ceas, știi? Ok, să mai ținezi, să mai pui, să creezi concept, să scrii texte, să publici asta, să spui la lume despre asta, dar ia că și poți să faci și în lumea online. Și mie îmi pare rău că școlile, eu am un fel de tiradă contra la ce s-a întâmplat cu educația în ultimul timp, pentru că eu cred că reacția la sistemul educațional a fost parșivă. E pur și simplu a luat și a zis la profi, continuați să dați teme pentru acasă la copii și spuneți-le note pe și răspund ei. Și nu știu, în așa caz, pentru și profi, știi, adică, why, pentru ce există profesori dacă unica educație care tot dai asta e citiți pagina 117-121 și completați aceste exerciții. Adică tu ai putea să-l lipsești pe copil de prof și nici nu s-ar schimba. Tu i-ai descrie, uite, în ianuarie să învățăm până la ecuații trigonometrice, după asta, din februarie, altele, singur citește, singur evaluează-te. Ok, și... Ascultă, eu pur și simplu sunt implicat în câteva proiecte alternative de educație. Noi în holdingul DEC în Ucraina avem o școală alternativă, DEC Life School, care face alt fel de educație. Școlile alternative sunt multe, sunt democrații, sunt no-schooling, homeschooling, anti-schooling și așa mai departe. Unul dintre cele mai superbe proiecte care eu le-am văzut este un proiect finlandez, creat de un ceva cu Marco, care el a scris 1800 de întrebări. Și eu a spus că dacă tu poți răspunzi la aceste 1800 de întrebări, înseamnă că tu ai terminat școala. Deci el sunt în limba finlandeză, noi lucrăm amul cu dânsul să le traducem în limba engleză. Asta e bună chestie, dacă răspunzi în finlandeză, ai terminat școala.
Tare, bă. Dar el, pur și simplu, a luat, tipa, ce înseamnă să termini școala? Da, și acolo sunt chestii de matematică, din fizică și așa mai departe. Poate ele nu se duc în detalii în care noi ne-am dus. Andrei, tu ții minte cât e sinus de 30 sau care e acolo logaritm 2 din 10, știi? Adică, și noi nu avem idei pentru că noi ne-am învățat asta sau... Da, dar mai departe de atât. Eu țin minte... Radical din 2 sau cât e? Nu, eu doim... Stai, minus 2, minus 1... Stai, intervalul de la minus 1 până la 1 la sinus. Să eu gănesc. Am zis să mă corecteze cineva. Uă, prostala, nu știi. Nu poți stai asta, știi? Da, nu știu, cred că și tu ți amintești asta. Eu țin minte sigur numeroase momente când ieșem și prezentam o temă. Când povesti... Eu țin minte cum eu binomul lui Newton l-am prezentat și am luat 8. Eu nu știu nicamu despre binomul Newton. Știu că e vorba de combinații și eu la combinații mă pricep. Înțelegi? Că asta la mine a rămas. Dar mai departe de atât. La combine, da. Dar, ui, Arcadie, dar tu vii dintr-o familie cu... Ok, și tata tău tot predă, nu? Și mama ta predă, și tata tău predă. Poate asta nu-i main, nu-i principală ocupație al taic-tu. Dar tu vii dintr-o familie în care și-o obțin mama, este o profesoară cu experiență foarte bogată. Tu ai clash-uri de astea în care spui, mama, eu sunt potrivă la felul în care tu predai și la sistemul tău educațional, găsești-ți alt job, tu nu faci drept lucrurile. Băi, noi am avut multe clash-uri și înainte de coronavirus, știi? Noi am avut de astea discuții, încă nici nu cu mine, dar cu fratele meu care tot a învățat la maică mea la biologie în clasa care ea preda. Și el vine acasă și maică-mea, eu țin minte aceste discuții, eu eram mai mic și ne așezam la masă, știi, și maică-mea ține în dânsă și apoi spune lui taică-mea. Victor azi s-a sculat din ultima bancă și ne-a spus, dar pentru cine e să știu structura bidimensională a râniei din nu știu ce știi. A fasolei, eu țin minte fasola tot asta. Și maică-mea i-a spus, așa stai jos, Victor, a să te răspund acasă, știi? Oh. Și taică-mi spune, nu, dar serios, dar pentru și, știi? Deci aceste discuții s-au început mai de mult. Dar eu am avut, într-un fel, benefica ocazie că când s-a început carantina, maică-mea era la mine și a mai stat încă vreo primele 2-3 săptămâni de carantină, a stat la mine până și-a ieșit și ei din mint, și eu din mint, și am trimis-o acasă. Okay. Și eu am avut aceste discuții cu dânsa, pentru că eu am spus, oi, trebuie repede de făcut pe Google Classroom și de dat tema. Și nu știu, tema era aia, cum eu îți spunem, știi, citește pam-pam. Și noi am avut multe discuții despre rolul profesorului și despre faptul că proful trebuie să dea challenge-uri, știi? Și eu auzem pe dânsă, mie tot îmi spune, nu, dar poși atât fac, știi, și deci trebuie altfel de făcut. Și am spus că trebuie altfel de făcut pentru că tu trebuie să te gândești cum să motivezi acești copii ca ei să vrei să învețe și să citească ce ești tu le dai. Și internetul este plin de resurse. Noi avem o mulțime, un monton de chestii pe YouTube și pe Natural Geographic care vorbesc despre biologie și despre chestiile astea. Uh-huh. Și eu mă bucur că i-au găsit, eu mă bucur că ea s-a schimbat și tu știi când eu vinem acolo, când eu lucram și vinem înapoi acasă de acasă și îi spune, eu așa ceva o chestie am găsit, ia mă ajută-mă, cum să le dau link-ul la acest YouTube sau cum să le spun niște chestii sau să fac un quiz diferit pe o platformă. Eu mă bucur când la părinți și la profi, chiar dacă sunt vârste, tam, aproape pensionieri sau pensionieri, dar apare această dorință ca ei să se schimbe, să fie altfel, să facă altfel de content și de educație, poți numai să te bucuri. Asta înseamnă că e posibil cu toți. Pur și simplu trebuie ca așa un push, știi, în care noi să motivăm și copiii de asemenea trebuie să ceară altfel de content. Eu ascultasem zilele astea un speech pe TED și un tip vorbea despre de ce majoritatea oamenilor întotdeauna n-au dreptate. Așa o generalizare la care a pornit. Dar tipul vorbea de fapt despre cum noi pe timp de criză găsim soluții. Există o soluție pe timp de criză, de exemplu, să faci mai mult decât ce ești, făceai până acum, ca să vezi, ok, dacă ești mai productiv, poate să pot supraviețuiesc. Să intri într-un gruz, poți pur și simplu să nu mai produci nimic și atunci tu idei n-ai și se întâmplă cu viața ta. Sau, dacă tu până acum produceai chibriti din lemn, amu făli din bambus,
uns cu ulei de coconut, da. Să vopșe nu fă chibrite. Scoate vloguri despre cum în Cimișlia se dansează. Știi? Știi, poți zici că foarte puțin din noi găsesc resurse pentru a se reinventa, mai ales pe timp de criză, pentru că e element de frică, cineva n-are savings, cineva își pierde jobul, copiii te bat la cap. E că tu cum ai găsit resurse de... Sau care au fost factorii care pe tine te-au ajutat să găsești resurse pentru a te reinventa sau a vă reinventa și a gândi că acum pentru moment, chiar dacă eu nu știu, eu nu cred că asta e profitabil și faci zi mai mult, dar pentru moment noi să încercăm să facem tabere online, da? Ca să-i ținem pe copchii, să-i ținem pool-ul, bazinul nostru de clienți activ. Asta e profitabil, asta nu e așa de profitabil cum erau taberele tradiționale și viața de până mu. De ce noi am hotărât așa de repede să facem? Nu, da, îți trebuie un oarecare setup de minte ca să te reinventezi tare repede. Pentru asta eu tare recomand o carte care se numește Lean Startup despre MVPs, Minimal Viable Products, sau minimalne жизнеспособные продукты. Nu știu cum română, честно, să traduce asta. Продукты. Ce, забыл румынский язык, Аркадий, видишь? забыл. Asta este un concept prin care tu trebuie să faci startup-uri care îți iau puține resurse la nivel de finanțe, okay. Să vezi dacă there is a product market fit, dacă productul tău merge la piață și să faci o mulțime de iterații în timpul sau cu acest product ca tu să-l adaptezi sub condițiile actuale. De asta și când știi dacă trebuie să renunți sau nu la startup? Poți să setezi oarecare KPI financiare, genul, tu poți să zici că eu pot să investesc numai 1000 de bucks sau 100 de bucks sau 10.000 de bucks. Și dacă eu ajung la minus 1000 de bucks, apoi eu mă opresc și trebuie să încerc altceva, da? Și de asta tu poți să setezi limite despre bani sau poți să setezi limite despre traction, despre ce fel de engagement, ce fel de cum e engagement, eu zic că n-am interacțiune, cred că. Un fel de interacțiune, adică nu necesar cât, de exemplu, pentru noi, nu tot timpul e necesar să vedem când noi iteram conceptele, câți copii ne cumpără pe noi. Pentru noi era interesant să vedem, de exemplu, câți copii rămân de la o sesiune la alta. Formulează corect, câți copii ne cumpără pe noi, nu sunt tare. Nu, adică câți clienți noi avem, da, care plătesc, da? Okay. Era important să vedem câți clienți rămân peste o săptămână. Din, să zicem, 40 ne-au cumpărat. Din ăștia 40, dacă rămân 20, da, asta este un indicator care ne demonstrează că like, we do it 50-50, știi? Uh-huh. Dacă rămân 80%, înseamnă că it's a good product. Uh-huh. Și înseamnă că noi putem să băgăm mai mulți bani în marketing, noi putem să targetuim mai multe țări, noi putem să schimbăm oarecare chestii și să adăugăm mai mulți clienți pentru că avem un product care merge, la care le place la oameni. Și dacă tu ai dropout rate enorm, asta înseamnă că nu, tu poți bagi câți bani tu n-ai vrea, dar asta nu este un proiect viabil și de lungă durată. Adică, citiți cartea așa să înțelegeți o mulțime de chestii. Motivația mea, pe lângă faptul că eu tot timpul mă gândesc cum să generez bani, pentru că am 3 copii și trebuie cumva de hrănit puteți, a fost de asemenea să mențin echipa mea. Eu am o echipă superbă cu care noi facem lucruri fenomenale, care mie tare îmi plac și care eu cred că ei sunt destoinici să primească salariu. Și eu n-am vrut să dau pe nimeni afară, eu n-am vrut să trimit pe nimeni în vacanță. Eu am vrut să le dau un nou challenge, să le spun ok, punem pe pauză tabăra tradițională până nu înțelegem ce se întâmplă cu tot acest mișmaș, dar ia că vă un alt challenge. Asta este unul din proiect. Noi în timpul ăsta am mai lansat încă vreo 6 proiecte, dacă eu nu mă greșesc. 3 din dânsele au murit din start pentru că n-am avut traction și nimeni nu a vrut să vină. Altele trăiesc și au viața lor și noi le împingem separat și mai departe. Adică important nu e să-ți bagi toate ouăle într-un coș, dar să încerci diferite chestii și câteva din dânsele merg mai bine, câteva nu.
Tare recomand să vă uitați de asemenea la genul emisiunea lui Dude despre cum se numește acest Silicon Valley. Выпуски, которые вы сейчас увидите, есть две простые задачи. Во-первых, напомнить всем, даже если вы родились и выросли в небольшом городе, у вас всегда есть шанс прорваться на самый верх. Во-вторых, показать, что зарабатывать деньги гораздо прикольнее, чем получать. Pentru că acolo sunt o mulțime de chestii despre, anume despre acest setup of mind, da? Despre cum tu trebuie să te apropii de oarecare chestii. Eu înainte tare credeam că business-ul ăsta e așa un ușor, trebuie să-l ții și e numai tău și el e copchilașul tău. La un moment dat ne-am dat seama că poți să ai și așa business-uri care îți definiesc misiunea ta pe viață, dar poți să ai și o mulțime de chestii care să le crești, să le naști, să le crești sau să le vinzi. Și it's a normal business concept. Și de asta noi creăm de asemenea la soluții tehnologice, app-uri la care eu lucrez, în care conceptul e nu că eu toată viața strudesc și să-mi curg sudoarea la acest produs, dar că eu pot să-l ridic, să demonstrez cuiva că el are traction și el are sens și să-l vând. It's ok. Arcadie, tu în afară de copiii pe care îi vezi online în fiecare zi, tu ai și copii acasă, ai 3 copii acasă. Tu știi că de obicei este fraza asta cu, băi, eu nu înțeleg cum profesorii au răbdare cu copchii. Chiar că eu am un copchil acasă și n-am răbdare. Dar tu trebuie să ai răbdare cu copchii online, pentru că mai sunt 3 copchii acasă. Noi am auzit alea când încercăm să registrăm emisiunea. Care sunt resursele care pe tine te ajută să înțelegi că, băi, nu, poate eu așa n-ar trebui să mă impacientez, nu e așa de grav că l-a vărsat niște jerni pe jos sau a vopsit părul surorii și e irecuperabil, o șuviță de păr de-am trebuit de tăiet. Și te ajută pe tine să te calmezi și să cope with that atunci când vine vorba de familie? Soția, Irina mea, este o ființă magnifică care are o abilitate enormă de a mă face să înțeleg ce fel de relații trebuie să am cu copiii și copiii nu trebuie să teamă de tine și că îi trebuie să se conecteze, știi? Stai că asta e ceva nou. Strigatul și... Copiii nu se teamă? dacă ei nu se teamă, ei nu execută. Frică de cură! Nu, apropo, eu nu pot să-mi stăpânesc, știi, că copiii mei poate într-o zi să-i filmăm și pe dânsă, știi? Ei, de exemplu, ei știu ce înseamnă tuzul de verde, tuzul de coz, și înseamnă curăua de chirză, știi? Sau ce înseamnă bătaia, știi? Pentru că eu nu pot, eu zic, ai, dați-mi voie, eu mă arunc în voie să înțelegeți, știi? De asta Irina pe mine mă îndrumă de multe ori, eu încerc să fiu calm, nu tot timpul sprinește, dar eu mă bucur că e după asta să alături și îmi spun ok, let's talk, știi, hai să discutăm. Doi, nu, sunt câteva cărți care recomand, Anger Management, tare bună carte, 20 de pagini, dar îți schimbă viața, okay. Simți cum să-ți ghidiezi aceasta. Sunt câteva cursuri despre Integral Parenting care noi le-am făcut, care de asemenea vorbesc despre rolul de părinte și că noi ca tauri tot timpul ne îndreptăm mai sus, cucerim alte culmi, să învățăm filosofie, da. Kant și Hegel, știi? Dar aici îți spune că de fapt ți s-a dat o oportunitate, un fel de boț de lut și tu poți să-l modelezi cum vrei și tu poți și rău și bun și să ai energie și să n-ai energie, dar at the end of the day, la sfârșit de zi, boțul ăsta de lut e în mâinile tale. Și așa să iasă din dânsul este responsabilitatea ta și acceptă asta tot ca un fel de challenge, o experiență a vieții care e superbă. Meditația ajută, chiar dacă nu o fac cât de des aș vrea, e o leacă te calmează și îți dă o leacă de revenire înapoi în tine. Nu și, ascultă, eu am un fel de țeluri pentru an, știi? Și în fiecare an eu îmi scriu același țel înapoi. Eu vreau să am timp de calitate cu copiii mei. Cum îl cuantifici? Ce înseamnă asta, timp de calitate? Zilnic, o anumită cantitate de timp sau nu? Eu încerc asta să fie zilnic, cel puțin câteva minute, da, măcar un jumătate de ceas. Dar nu, eu nu vorbesc de timp de calitate, adică, ei, hai și-o îmbate mingea, știi? Sau hai și ca să ne uităm împreună la un film. Asta e timp, dar el nu e de calitate. Nimeni nu ține minte asta, că eu nu țin minte... Încearcă toată lumea care te ascultă pe tine să vă aduceți aminte și țineți minte voi până la 5 ani. Și astea sunt frânteiuri, da?
Asta noi nu ținem minte tare mult pentru că crâmpeie, nu spui crâmpeie. Crâmpeie, da. Ce spus? Crâmpeie, să așa zis. Noi ținem minte tare puțin pentru că acest timp de calitate, el nu există. Și noi avem timp cu părinții și avem timp calm cu părinții, dar e ca momente de conexiune, de conexiune reală. Eu pot să dau un exemplu. Noi, noi avem o pădure nu departe de noi și vreo 2 ani în urmă am creat acest concept că în această pădure, de fapt, înainte au trăit pirați, știi? Pirați. Și sunt rămășițe de pirați și comoare de pirați și noi am făcut acasă niște hărți, le-am ars cu bricheta și ele au devenit așa fumurii, știi? Și am desenat pe dânsele fel de fel de X-uri unde, și după asta am găsit aceste hărți. Și noi deja de 2 ani cu copiii mei, care eu cred că da-mi își dau seama că niciun fel de pirați nu există acolo, noi avem o dată pe lună, ne aruncăm în această pădure și mergem cu această hart, cu busolă, da, și eu cu Irca noi creăm, adică ascundem în fel de fel de cutiuțe mititele și le băgăm prin pădure și copiii le găsesc și pentru dânsi asta așa o fericire, știi, să găsească o comoară. Și e că asta îi țin minte, adică ei nu îi țin minte pe tine, îi țin minte că ei odată au găsit o comoară de piraților în pădure și poate și asta să uite, știi? Adică trebuie de făcut un efort, e că despre ce eu spun, timp de calitate, asta e când tu uiți de telefon și când tu zici ok, eu vreau să știu aici numai cu voi și să înțeleg și vouă vă place și să fac un efort ca timpul ăsta cu mine să fie ceva mai bun decât prost am fost cu tata sau m-am dus cu tata la magazin sau... nu știu ce acolo am făcut, da? Partea faină e că asta e tare important. Rewarding și pentru tine ca părinte, când tu te lepezi de ecrane și de... tu îți spui pentru un moment, băi, eu am un interval de timp, eu n-as să rezolv nică, eu as știu cu dâns și as particip cu toată ființa și gândul meu doar cu dâns, ap tu ieși din asta așa de încărcat, gen, oi blea, eu țin minte tot ce am făcut cu dâns, știi? Că dacă ești... Stai, Magda, dă-mi voie, te rog frumos, Magda, dă-mi voie să termin mesajul ăsta. Căcoi nafic mesaj în capul ei răsună, știi? Care mesaj când sunt eu aici, boț de aur în fața ta? Anyways. Da, nu, eu întotdeauna mă uit la, zic, la oameni care au copii și zic, dar ori cum o să fie când eu o să am? Bună șoie. Arcadi, dar sunt părinți care, ca vouă, vă scriu și spun, băi, ne-ați schimbat copchilul, ajutați-mă și mie să am, și pe mine să am o... știu, o idee despre cine este copilul meu cu adevărat, pentru că el a trăit 12 ani în casa mea, eu l-am hrănit, dar până a venit de la tabără de camp, eu nu știam niciodată că el e așa copil, că el poate să facă asta. Aveți asemenea momente de revelație? Sunt, Andrei, definitiv sunt, știi? Oamenii care zic de ghinii sunt mult mai puțini decât aceștia care ceva nu le-a plăcut, e mult mai probabil că ies să scrie un comentariu sau ceva public. Și asta e interesant. Desigur că noi avem părinți care ne sună și spun, băi, eu nu cred ce s-a întâmplat, știi? Sau părinți care ne sună și eu îi spun că и тот саму дансаза. Я говорю, ну, копил меня не дансаза, да, цел сгрязк. Я говорю, ну, я говорю, просто рэд, керамук у меня дансаза, штей. Eu cred că copiii, noi creăm un spațiu de protective space, un spațiu în care copiii pot fi ei și noi îi acceptăm pentru ce ei sunt și încurajăm să fie, să încerci alte chestii. Că eu tare cred în conceptul de a da oportunități copiilor. Noi în tabără nu facem o direcție, genul, numai tehnologie. Noi de obicei avem 10 diferite opțiuni și copiii pot să aleagă. Azi facă muzică, mâine tehnologie. Rolul meu, ca în 2 săptămâni, ei să nu devină ghiși și experți într-un domeniu, dar ei să încerci și ceramică, și cântat, și muzică, și barabane, și să dăie pe rolichi, și să urci în pădure, și să facă un proiect cu muzică electronică, și poate ceva le place. Și dacă ceva le place, ei să continui să facă asta după asta. Ei să găsească un fel de ikigai, noi îl numim, un concept care este pe plăcerea lor. Și părinții de obicei nu fac asta, din păcate, mare parte pentru că ei spun, a să faci asta, că e că asta trebuie, știi? Uh-huh. Sau puțini care întreb ce ție-ți place și după asta întreabă, dar ție-ți mai place să faci muzică? Sau tu vrei să continui 12 ani de școală muzicală, că numai că îți primești diploma, eu n-am avut așa copii, care au primit diploma și s-au dus și o ars vioara după asta, știi? Okay. După asta nu s-au mai atins de vioară în viața lor, pentru că, dar în schimb, la părinți,
au diploma în ramă, stă acasă și se bucură de dânsă, știi? Și eu zic tăți părinți așa. Noi avem părinți care ne sună și care ne spun mersi. Noi avem părinți care ne sună și ne spun că noi tare vrem ca voi să lucrați și cu noi. Nu numai cu copiii, dar să faceți și cursuri pentru părinți. De comunicare non-verbală, de non-violent communication, de o mulțime de chestii care noi învățăm pe copii, dar care după asta e tare greu pentru că părinții nu sunt pregătiți pentru asta. Sau nu înțeleg ce se întâmplă, știi, sau iau stereotipurile lor. Și eu nu zic noi reeducăm pe copii. Noi uneori le dăm pur și simplu alte perspective de cum e a fi părinți. Eu am avut un caz trist, știi, sau câteva cazuri triste. La noi copiii deja de vreo 2-3 ani stau cu noi în tabără și aleargă prin tabără și așa mai departe. Și eu am avut o serie de copii care se uitau cum eu interacționam cu Leila, cu David, cum dansam cu dânsii, cum mă uitam la dânsii, cum mă așezam jos că-s greș cu dânsii, cum nu mă nervam și așa mai departe. Și vineau și spuneau, dar de ce tata meu nu e așa, știi? Și pentru mine asta e, pe de-o parte, atât de plăcut, că tipa, I'm doing something right, poate știi că lor le place asta, pe de-altă parte îmi dau seama că noi avem copii care vin din familii foarte înstărite. Taberele noastre nu costă ieftine, le costă destul de scump, de obicei sunt copii din familii care își pot permite asta. De obicei părinții sunt businessmeni, avocați care lucrează, care nu-și văd copii, știi? Și eu cred că pentru dânsii când văd e că acest timp de calitate în care tu te dedai complet la copiilor tăi și tu îi accepti pentru ce îi vor și când îi plâng, tu ești cu dânsii și prost stai acolo, nu tot timpul le explici uneori prost au nevoie de un umăr pe care îți plângă, știi? Și să le spună problema lor, care poate că nici nu există de obicei. Și eu nu zic că it's good parent. Eu zic că mi-am pare rău că noi nu putem asta să o facem la un public mai larg, la mai mulți copii. Și probabil opțiunea de tabără online este ceva care a democratizat conceptul nostru de tabere. Pentru că noi ne-am dat seama că noi avem costuri mult mai mici, noi nu avem costuri de locațiune, de mâncare, de doctor, de psihologi, de security, de o mulțime de chestii, adică noi avem pur și simplu un cost de staff care face o chestie pe o platformă online care e gratis în mare parte. Și de asemenea, costul nostru a scăzut super mult la nivelul de content care noi îl putem da. Și asta a democratizat taberele noastre. Noi avem un contingent enorm de copii din o mulțime de familie și mie asta îmi place. Dar voi aveți oameni care deja v-au plătit pentru tabără din vara asta, nu? Da, noi avem cam 50% care ne-au plătit pentru tabără din vara asta. Aștia sunt bani care urmează să fie întorși, aștia sunt bani deja investiți. Unii bani. O mare parte din banii ăștia sunt deja cheltuiți, pentru că noi avem cheltuieli mari în timpul anului, costuri corporative, cum noi le numim. Eu am o echipă mare care eu nu o dau afară la sfârșit de sezon ca să o angajez poate pe 9 luni dacă eu și liber și eu îi țin și noi creăm o mulțime de alte chestii între timp. Noi avem oficii, noi avem taxe care noi le plătim, noi avem marketing care noi îl facem și de obicei business-ul educațional lucrează o mare parte din payments care tu le iei înainte și care investești pentru că îți generează alte payments. Marea majoritate a clienților noștri, noi le-am scris câteva scrisori, le-am explicat situația, le-am spus că noi, chiar dacă nu știm dacă și tabără, noi promitem că noi să întoarcem fiecare capeică, dar probabil asta poate fi într-o formă o leacă mai lungă și în o leacă mai multe rate. În caz contrar, voi pur și simplu păstrați locul copilului și el vine la următoarea tabără, nu? Da, noi am spus că dacă nu se întâmplă tabără anul ăsta, atunci noi o facem la anul viitor și locul este a vostru și a mai departe. Și în proporție de acolo, 70% ne-au scris oamenii că noi suntem cu voi, noi suntem a voștri, dacă ceva, venim la anul. 10% au cerut banii înapoi asta pentru că în orice ipostază nu-și trimit copiii anul ăsta și nu vor, poate le trebuie banii sau le trebuie banii, să zicem așa. Și 20% îi gândesc, că îi analizează și, dar noi avem deja mulți încep să ne suni și să spună, băi, noi ne ieșim de minți, n-a fășit ceva vara asta, noi suntem gata să vi trimitem, spuneți unde, când. Dar ce se întâmplă acum în Ucraina? Care e atmosfera și prognoza de statul? Sau e similar cu Republica Moldova la...
capitolul neștiință. Ascultă, eu nu sunt expert pe coronavirus, eu urmăresc datele oficiale și îmi dau seama. Pentru asta te-am sunat, ciuac, eu pentru asta te-am sunat. Coeficientul de oameni care se îmbolnăvesc devine mult mai mic comparativ cu numărul de oameni care sunt deja îmbolnăviți. Și eu cred că sunt două concepte. Stai, tu ai întâlnit ritmul de creștere și în scădere. Ritmul de creștere a îmbolnăvirilor? Tu asta vrei să spui? Ritmul de răspândire, da. Există două concepte mari pe care s-au operat inițial. Unul era să nu facem nagruscă, să nu punem mare presiune asupra sistemului medical care nas se ocupe și asta, pentru asta există carantina și mai departe. Și a doilea concept important este ca un om care se îmbolnăvește să răspândească la mai puțin, la mai puțin de un om. Adică acest coeficient și dacă el răspândește la mai puțin, atunci acest scade și eventual îți dispară sau și super mic în care și... Și în Ucraina acum they flattened the curve? Din câte arată grafurile, da okay. Iarăși, noi trăim într-o zonă lumii în care încrederea în statistici oficiale și câte testuri se fac și mai departe nu este urmărită cu o oarecare doză de suspiciu, pentru că noi știm că există corupție și despre asta ca bă, tot nimeni nu a făcut încă niciun flat on the curve și e continuu să există cum există. Și de asta e straniu, dar eu nu pot să zic că există o panică în țară. În mare parte lumea își dă seama, noi am mai vorbit în sesiunile anterioare despre efectul economic care îl are aceste interdicții, nu numai asupra business-ului meu sau a sistemului de business-uri din educație, dar o mulțime de alte. Și pur și simplu lumea nu are rezerve și statul nu are bani, ca la voi, Andrușa, ați vă trimat cecul în inbox acolo, că tu mâine îl poți cășui. Și lumea o să înceapă să sufere de alte consecințe. Lumea nu o să aibă bani pentru ca să strateze de alte boli, care, apropo, mai există pe lângă coronavirus. Eu nu zic că trebuie de oprit carantina, dar eu zic un plan de a ieși din această carantină și, în general, o analiză la vis-a-vis de alte pandemii, boli, virus, și mai departe, și riscuri care noi luăm zi de zi, ce este acest virus, câți oameni real, în Ucraina au murit 200 de oameni. Pe când economia este oprită timp de 2 luni și eu mă tem de consecințele acesteia pentru următorii 5 ani. Da? Și clar că ne jele de 200 de oameni care au murit aici, de 200.000 sau că s-au murit în toată lumea, dar eu cred că dacă noi ne-am uitat de asemenea din alte perspective la asta, poate noi nu că am fi luat alte decizii, dar că noi altfel poate ne-am pregătit data viitoare despre cum să reacționăm vis-a-vis de asta. Poate tot asamblăm cu măști, da, tot viața, okay. Să devenim un fel de dax, știi? Și nas ne bronzăm la față și da. Eu, după mine, în general, eu grisem săptămâna trecută, sau vreo 2 săptămâni în urmă, ne-am sunat la internetul grești, am vorbit cu un biolog, un moldovean biolog din Anglia, și ne tare ne-a plăcut ce a spus el. Eu zic, băi, eu încă nu sunt stare să trag nicio concluzie. Și, într-adevăr, noi suntem la, să zicem, China, da, din decembrie, dar majoritatea statelor au 2 luni de istorie cu o pandemie, cu un nou virus. Acest virus, ca și influenza, poate și încă 100 de ani poate dispară, 10 ani, e diznai. Și noi am 1-2 luni, tragem concluzii despre care este metoda cea mai bună și dacă nu faci așa cum zic eu, te pedepsesc. Fie că e vorba de decizia unui stat de a pedepsi pe cineva care nu respectă carantina, sau fie că cineva învinuiește un suedez că împinge lumea la moarte, știi, și nu respectă asta. Nu știu dacă noi suntem la etapa în care deja putem spune mie că noi cunoaștem suficient despre asta. Că despre copchii noi nu cunoaștem. Noi pe copchii nici măcar nu i-am supus riscului ca să avem studii suficiente ca să zicem, da, ia ca și sunt ei când trece virusul prin trânș. Noi prostă deodată i-am ascuns. Așa că nici nu știi, poate ies transforme virusul și să crească flori din copchii și ies și mai cu minți. Asta eu ca virusolog o să zic. Arcadi, eu tot uite, așa, ca virusolog nu știu ce să răspund la întrebarea asta. Eu vreau să mă întorc, să mă întorc mai devreme la o chestie care tu ai menționat-o. Eu ne amintesc când în Quebec
au intrat, Quebec a intrat în carantină, ăștia nu s-au apucat să trimită teme la copii. Și primul lor argument era că noi nu avem o cifră clară despre câți copii au acces la internet și la tehnică de calcul. Deci ei nu s-au apucat să emită mesaje la părinți și mai departe. Și eu nu știu cum e, care e în Ucraina situația, dar presupun că și acolo lumea prostă automatizat o gândit că noi trebuie asta să facem și nu s-au întrebat câți copii au sau n-au acces. Dar în Moldova, în continuare, sunt foarte mulți copii care n-au acces la așa ceva. Și că tu vorbeai de oportunități, știi, de cum putem să dăm copiilor oportunități. Și pentru mine, e curios să văd că, clar că e foarte important factorul economic în tot asta, dar poate mai tare mă interesează cât de mult copilul care deja are tot asta, takes it for granted sau nu. Că, scuze, poate prea lung sună întrebarea asta, dar tot ieri ne plimbam pe lângă un parc. Și am descoperit un parc pe lângă o școală. Și zic, băi, eu n-am crescut cu așa ceva. Eu am crescut la Eliade, o școală super faină. Profesori, colegi, experiențe extracurriculare mult mai faine decât mulți alți copii din Moldova. Dar ciuvașii aveau un stadion artificial, un stadion pentru copii mititei de la școala primară, un basen, parcare pentru biciclete, disenii, loc de graffiti, tot felul de cherestea pe care sari și nu-ți surubi gâtul și capul. Zic, copilul ăsta canadian, el o să aprecieze vreodată asta? Sau să crede că asta e normal și niciodată n-o să grăzească? Pentru noi doar e romantic să ne amintim cum bătem mingea la Eliade și o dădem peste gard la Snegur în grădină, nu? Și că tu zici de oportunități. Poate există un moment când dai prea multe oportunități copilului, știi? Și nu-l lași să aleagă... Și sălbatic. Da, să aibă părțile lui de sălbăticie. Nu, că... Bezuslovna, multe lucruri negative care nouă ni s-au întâmplat, ne-au marcat și într-un fel sau altul noi acum cu recunoaștere ne uităm asupra acestor experiențe rele. Putem trage niște concluzii, putem naște literatură, artă, cânt și... Sau tu nu crezi? Bă, e greu. Rich, rich, tot nu splânge pe experiențele lui de viață, știi? Eu aș vrea ca toți copiii să aibă terenuri de sport și teatru în școală și bazine în școală. Eu nu cred că din asta să ias ceva rău. The street experience, știi? Tipa, da? Să... Da? Da, copilul celălalt care acolo ceva a făcut? Nu, eu cred că trebuie de dat. Eu nu cred că trebuie de cocoțat copiii, știi, din toate, și de pus puf în jurul lor și de a nu le da șansa ca ei să mai dea cu nasul un glot din când în când și să înțeleagă cum de acolo se ridice, se spele și cum să ridici, asta e tare important. Să te ridici, nu stai și să răcnești. Mama! Bună, eu sunt glod, știi? Dar nu, eu învățând de asemenea într-un sistem și moldovenesc la Eliade, care cred că, apropo, știi, este tot așa un... Tu ai învățat la Eliade, чувак, dar nu în какой-то școală din Țânțăreni, în care știi, sau cum Mike mi-a învățat înainte când la lecțiile de germană îi puneau să spele podelele în coridor, știi? Adică normal. Tot e o tranziție enormă între... Și asta încă continuă să existe. Tu bine început să vorbești despre, știi, sistemul educațional, început să trimați teme prin Viber. Ok, marea majoritate probabil a copiilor din Moldova probabil au acces la vreun Viber și mai departe. Eu nu chiar cred că e chiar atât de rău. Nu cred că au acces la laptopuri în care să se conecteze la Zoom și să intre pe YouTube și mai departe. Și în așa caz, ideile mele, tipa, profi trebuie și mai inventiv și poate nu-s acolo, dar inventiv. Dar asta oricum nu înseamnă că e sistemul educațional în care tu îi încarci pe copii cu content și cu informații prostă tehnologică și teoretică, este sistemul corect. Dacă noi vrem să vorbim despre reforma sistemului educației, asta îți durează tare mult și eu am multe idei despre cum asta s-ar putea întâmpla, nu necesar ele să legate cu tehnologie. Printre altele, în Ucraina, mă tinc și în Moldova, la canale TV deja se fac lecții interactive de la profi și mai departe. Care e superb. Eu sunt parte dintr-un proiect din Israel, început de niște izraeliteni, dar acolo e o comunitate de vreo 200 de oameni din toată lumea, din Noua Zeelandă și Argentina și mai departe, care lucrează la o sistemă de
de online education în limba engleză, făcut din cei mai buni profi din toată lumea, care e ca să adună și generează challenge-uri și ei devin... Și asta e superb, adică dacă tu știi limba engleză, ție nu trebuie să fii proful tău de la școală, din Quebec sau din Montreal sau din Illinois, da? Poți fi proful ăsta din Uganda, dar care este superb în metoda lui de și el face. Și asta este vorba despre globalizarea sistemului educațional, nu uniformizarea lui, pentru că acolo nu este despre hai să învățăm trigonometrie astăzi, dar este cum noi putem să motivăm copiii ăștia ca ei să vrei să întoarcă. Țineți minte, cel mai important aspect dacă școala e bună sau nu, este dacă copilul vine seara fericit de la școală și dimineața vrei să ducă acolo. Adică dacă okay. Una din aceste două nu-i, înțelegi? De ce okay. Nici una, nici alta nu-i. Dacă copilul îți duci la școală și el are un coleg care e duce și cea mai bună metamfetamină de piață și el vrea să întoarcă a doua zi dimineața, tu ar trebui poate să pui întrebări. De ce copilul meu și-a pierdut dinții așa de vreme? Sau nu știu. Sau părul deși așa e de dur. Sunt multe aspecte pentru care copiii vor să întoarcă la școală. Arcadi, dar hai o întrebare de asta globală, filozofică, ne-ar plăcea să aud părerea ta despre asta, e că tu spuneai despre ridicat, cât e important copilul să se ridice, dar noi ca umanitate, nici nu știu dacă suntem răpuși de fapt, poate noi ne victimizăm prea tare, știi, poate noi prea tare luăm în serios acest virus, care nici, cum spune fratele Nati care este infermier, zici, noi vrem să omorâm ceva și nu are nici viață, măcar asta e virus, asta nu e bacterie, bacteria e mare și are viață. Dar virusul e ca da structură, bă, de bieță, ultra, mega mititele asta, da, e oxymoron, dar foarte mititele care n-au viață și noi vrem să omorâm, vrem să luptăm cu așa ceva, știi? Apoi ca ridicatul, cât crezi că, care sunt șansele ca umanitatea să se ridice și să înveți o lecție importantă? Și care crezi că ar fi această lecție după tine, a umanității? Poate ne-am învățat să consumăm mai puțin. Să, nu știu, să consumăm mai mult local, să prețuim anumite lucruri care până acum nu le prețuiam. Și vezi tu drept efectii de astea morale, știi, ale coronavirusului? Nu, ele sunt mai multe, Andrei, nu cred că e numai una și pentru diferiți oameni, diferite ipostaze și în dependență de cum ei trăiesc la momentul dat sau câte rezerve ei au sau în general în situații unimerite, ele să fie diferite. Nu, noi mai avem 4 ore, așa că hai. Eu pot să vorbesc despre mine, că eu am avut, chiar dacă eu încerc să am mult timp de calitate cu copiii mei, eu în ultimele aceste două luni am avut mult timp de a petrece alături de ei, de a nu fi stresat, de a fugi la un meeting, de a mă întoarce, de deadline-uri, de a muși să înșepe tabără, așa mai departe, așa mai departe. Și am avut timp uneori prost să fiu alături și tu enjoy it, să mă bucur de viața care eu am, de viața care o duc copiii mei, de fapt că noi suntem sănătoși, de fapt că noi putem să ne permitem multe chestii și asta nu sunt chestii materiale, noi pur și simplu putem să ne permitem să fim happy, știi? Uh-huh. Și pentru mine acest slow down a fost foarte important. Eu am avut o mulțime de timp în care eu să mă gândesc la sensul și la unde alerg eu. Pentru mine, de asemenea, a fost important ca eu să încep o mulțime de proiecte care niciodată n-am avut timpul sau credeam că e imposibil sau să nu le fac. Ieri eu am avut un webinar pentru 75 de directori de tabere în limba rusă care l-am ținut timp de 2 ore. Tu vorbeai în limba rusă? Eu când eu am venit în Ucraina și am început să mă ocup de tabere câțiva ani în urmă, apoi eu în tabără nu greiam în limba rusă, eu greiam în engleză, pentru că nu era rușine de rusa mea, de accentul și de greșelile care eu le făceam. Da, băi, și nu. Eu, și copiii credeau că eu sunt inostranț, știi? Și îi spuneau și eu le spuneam, da, tipa, de unde tu crezi că eu aveam un accent mai mult englez decât estic. Aha. Și de asta, pentru mine, faptul că, de exemplu, eu am trecut în ipostază în care eu pot să țin un webinar în rusă și să grăiesc și să spun și să mă... tot e un fel de beef, de check note care eu pentru mine l-am luat. Și eu cred că lumea, eu am făcut câteva cursuri online care niciodată nu credeam că să le fac. Eu am început să învăț Esperanto și limba chineză în acest timp. Ia nebun. Cu Stan Patoku, mersi lui, am făcut un curs și continui vreau. Eu am început să fac în mai un curs de căutarea sinelui și de meditație. Cine-i Stan Patoku? În grup.
Și cum se scrie asta? Stan Potocu. A, Potocu. Este un super, este un ceva super bun din Moldova, care face meditații și care vorbește despre chestii care uneori par abstracte. Okay. Care îți dă exerciții și tu în fel, te abstraghezi de la viața asta de zi, de mâncat, băut și toaletă. Ab tu, dar și, ești recunoscător acestui virus, nu? Noi trebuie să ne bucurăm că el a venit în viața noastră. Cineva face mai prolific, mai productiv, mai inovator. Tu, looking back la aceste eu două luni... Eu nu pot fi recunoscător pentru că ultimately au murit o mulțime de oameni și eu cred că businessul în care eu lucrez de asemenea o să fie afectat pentru o lungă durată de ce s-a întâmplat. Eu m-am despărțit de trei oameni care nu i-am plăseau pentru că noi nu mai găsim pentru dânsi rol în condițiile actuale și despre cum noi vedem că se evoluează situația înainte. Eu cred că dacă aceste restricții și tot ce se întâmplă o să fie scoase în mai mult sau mai puțin rapid, eu nu cred că să mă uit la această perioadă ca fiind un fel de groapă din care, știi, profesional imposibil de ieșit. Da. Da. Eu cred că să mă uit ca o șansă care ni s-a dat nouă, ca să avem o leacă de timp de reflexie și să ne gândim despre facem noi ceea ce trebuie, consumăm noi ceea ce trebuie, cheltuim noi cât trebuie sau spate mai puțin. Și noi am redus cheltuielile de două ori. Adică dacă consumăm acolo 10 bucks înainte, nu consumăm 5 bucks. Tu te referi la doza de foie gras, la mic dejun, am înțeles. Da, de om. Băi, des cum bateria, că mă tin că... Da, nu, eu, noi de-am încheiem, Arcadie, noi încheiem, nu-ți teme. Noi oricum încheiem. Noi încheiem acest interviu pentru că eu vreau să-ți propun ție zilnic să ne vedem în fiecare seară. Să facem din asta un vlog, se cheamă Doi Boi sau cumva să-i dăm. Hai și ne-o mutăm împreună, eu propun, știi? Davai, câteți da. Copchii. Băi, eu am loc la mine în subsol, davai aici. Ei, la tine la Canada e ghine, Andrei, că la tine acolo știi cum e. E ușor șez la cald și să grești despre coronavirus. Nu, da, adevărul e că lucrul care îl apreciez cel mai tare și eu cred că tot America din Nord se regăsește aici, e că distanța socială, it's a given, deja tu ești departat de tare multă lume și sunt tare multe spații publice, largi, gen parcuri. Adică tu ai o zonă rezidențială, tu ai două, trei parcuri în care tu poți să-ți plimbi osul fără restricții. Bun, n-ai voie să mergi la terenul de joacă și la echipamentele astea, că tot e sigilat. Dar există spații pentru plimb. Noi n-am avut cei și au avut europenii cu statul în casă, știi, obligatoriu, cu ieșitul cu propiscă și... Așa că asta e o parte pentru care... Păi, nici eu n-am avut această experiență. Noi trăim tot într-un fel de comunitate închisă, cu vreo 15 case. Cu evrei, evrei și hasidici? Cu mormoni, jehoviști și de ăștia, cum se mai numesc, din Amish, Iova, Amish, da, cu Amish. De asta eu tot, noi trăim la casă pe pământ, eu pot să ies afară și să ies cu copchii, să alerg în jurul lacului, să joc un fotbal și... Nu știu, sunt reguli, apropo, de comunitate, aici tot am făcut reguli, că nu te poți să intri și dacă avem boni sau oameni care vizitează, deservesc, apoi tot trebuie și constant și să nu parcurgă distanțe largi. Mare majoritate trăiesc aici alături și e foarte ușor. Da, Eu n-am simțit coronavirus. Pentru mine a fost un moment de a mă opri, de a mă ugoi și de a înțelege și se întâmplă. Și mare parte am înțeles că eu nu pot să continui să fac numai tabere, trebuie de făcut și altceva, inclusiv vlog cu prietenul meu Andrei. Iată, Arcadie, eu ți-e tare îți mulțumesc. Când noi în ultimii 5 ani am mai avut ocazia să grăim de 8 ori la rând câte un ceas. Eu ți-e îți mulțumesc. Nu sunt sigur că asta e ultima variantă. Probabil o să ne mai sunem. Dar poate să mai discutăm și despre alte obiecte. Eu cred că subiectul educației este atât de tare ignorat și pus pe lista a 14, știi? Că noi tăție ca... Ne trezim discutând despre ură, Dodoni, 9 mai, și limbă vorbim.
când de fapt există așa un layer debil de activități care se cheamă educația, unde tu ai sute de mii de ființă jii care petrec majoritatea timpului într-un mediu pe care tu nu vrei vreau să-l studiezi, să-l reformezi, să te întrebi, dar ce se întâmplă cu copilul meu de dimineață până după amiază, știi? Nu, bă, eu cred că tu, Andrei, corect zici că e chiar și mai mult. Noi vorbim despre Dodon și despre felul în care noi vorbim și analizăm situația în care noi ne aflăm și nu ne gândim că ea este din cauza la educația care noi am avut-o și despre cum noi ne educăm copiii și despre ce punem accent și despre ce este important. Și sunt statii care au ieșit din aceeași groapă de URSS, zicem că nu, ne place să dăm jină pe trecutul sovietic, deci noi suntem așa, dar care au ieșit din asta și se mișcă într-o direcție mult mai rapidă și mai bună și mai tehnologică și mai pură și mai less consumeristă și cu mai puțină corupție decât noi. Și în mare parte este datorată la cum s-a atârnat față de educație. De asta... Nu, eu cred că da, noi uităm să vorbim despre asta, pe când probabil asta este în mare parte unicul subiect despre care merită de oprit uneori, de analizat și de gândit cât este el de important. De asta. Eu tare sper că cândva noi ne ajungem să grăim mai puțin despre limbă, istorie și despre, nu știu ce, și să vorbim despre chestii importante. Ție îți mulțumesc că ai dat această platformă și oportunitate să ne exprimăm cu gândurile și să comunicăm. Big up, man! Tu faci o chestie superbă și vreau ca tu să continui. Așa că keep doing it, boy! Arcadie, eu îți mulțumesc că ai schimbat datele la card. Mulțumesc că ai intrat pe Patreon, ai făcut acest efort. Mulțumesc pentru susținerea ta. Dacă nu plătești, n-ai vlog. Dacă ai plătit, acum vezi, te-am filmat, te-am invitat. Deodată, da, deodată. Arcadie, mersi tare mult. Am finanțat nu numai pe tine, dar și pe Via Dacă, pentru că ei fac tot o chestie superbă. Dar tu ai văzut ce val de artiști s-a pornit amul pe Patreon. Numai în luna martie, Patreon a scris că sunt peste 30.000 de conturi noi de artiști. Îți dai seama? Bun, dar în țările Tu ai fost primul moldovan pe Patreon, da? Primul moldovan, da. Bun, poate mai fost cineva în suflet moldovan, poate eu nu știu. Și tu, Andrușa, ai deschis calea la o mulțitudine. You were like, tu erai, băi, înaintea timpului, înțelegi? Când tu, înainte de coronavirus, ai dat seama, asta e... Vizionar. Asta tot e, asta e visionary concept și asta tot trebuie de educat la copii, știi? Că ei să gândească outside of a box, știi? Și când businessul normal nu dă capustă pentru chestiile care tu le faci, să găsească oportunități în care tu crowdfund, știi? Și eu cred că Patreon este crowdfunding for artists and for people like you on a regular basis, care e superb. Ultima întrebare și te las. Dă-ne 3 track-uri care keep you pumped când alergi prin pădure. Leningrad, știi, eu n-ascult muzică, bă, eu ascult podcasturi și cărți când alerg. Da, dacă ascult muzică, probabil eu ascult, trebuie de gândit, e greu așa de zis, dar probabil ceva de Damien Rice, știi, că alergi, depinde și ritmul, adică eu am 3 ritmuri care alerg. Asta când alergi de responsabilitate, când alergi de trecutul tău, ascult Damien Rice. Accidental babies. Accidental. Adică dacă alergi în ritm lent, atunci Damien Rice. Dacă alergi în ritm rapid, atunci vreun Goran Bregovic sau Stop Shazdub sau ceva genul ăsta. Și dacă alergi în ritm de ăsta tipa mediu, vreun Drake și genul ăsta, I don't know. Normaliac. God's Plan și ceva. Normaliac, Arcadie. Sau Kanye West. Kanye West are bun pentru alergat, că el e de ăsta și deep și ne-deep și bună muzică și nu bună muzică. Fenomen. Ceva. Nu, da, Kanye West ăsta e guilty pleasure, blin, ăsta e lateții. Arcașa, mersi încă o dată tare mult. Dă-ți să opresc camera să câdem în... Zici că e roșu și sunt roșită. Gata! Atât pentru astăzi, prieteni. Vă mulțumesc pentru atenție, răbdare și baterie în telefon. Ați ajuns tot și până în acest moment al video-ului. Și vă rog frumos, acum mai jos în comentarii, să-mi scrieți ce titlu credeți că ar trebui să aibă asemenea video-uri. Eu m-am oprit deocamdată la titlu Vorba lungă și sincer să spun, îmi place. Dacă și vouă vă place, dați-mi de știre.
Dacă nu, înțineți părere pentru voi. Mai era titlul cu drujii, dar mi se pare leacă banal, mai era frenzii mei, frenzii în viață, frenzii pe Facebook, și Arcadie a propus un titlu tare fain, se numește Cu Arcadie. Tăti discuțiile cu tăți prietenii se numească Cu Arcadie. Gen, o sun pe Lida. Alo, Lida, vreau să discut cu tine. Aha, cum s-a numit discuția? Cu Lida? Dar păi zic Cu Arcadie. Apoi Cu Arcadie. A, nu-i cu Lida. Exact. Vă rog frumos să participați la elaborarea, la construcția, nașterea, scoaterea din maternitatea acestui proiect mai jos în comentarii. Vă mulțumesc încă o dată și haideți să mulțumim și celor mai noi patroni ai emisiunii Lumina. Vreau să-i mulțumesc lui Ion Rusu, Eugeniu, Gabriela Marulea, Victor C, Lilia Munteanu, Iulia Cerevco, Elena Arabagi, Ana, Nicoleta Zara și Ion Ichim. Mă închin în fața voastră, vă doresc mult sănătate și cum au zis vedetele de la Hollywood atunci când s-au apucat cu iahturile să scrie pe ocean, we roll in this together. Pupice!